Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial vom continua seria de Crăciun cu acest model și anume acest mic model de glob sau luminiță care arată așa și poate fi agățată perfect în pomul vostru de Crăciun. Haideți să începem! Ok, pentru a începe acest model vom lua două piese albe cu spatele și deasupra acestora vom adăuga trei piese roșii normale. Apoi, deasupra acestor piese roșii vom adăuga patru piese albe puse cu spatele. Acum, deasupra vom adăuga cinci piese roșii normale. Și deasupra acestora vom adăuga patru piese albe puse cu spatele. Acum vom adăuga un rând întreg de piese albe normale, în total 5. Și apoi deasupra vom adăuga patru piese albe cu spatele. Acum deasupra vom adăuga 5 piese roșii normale. Și deasupra, de data aceasta, vom adăuga doar două piese albe cu spatele puse în centru și deasupra vom adăuga trei piese galbene normale. Apoi, deasupra piesei galbene din centru, vom adăuga o piesă albă cu spatele și deasupra o piesă galbenă normală. Apoi, peste aceasta, vom adăuga încă o piesă albă cu spatele și la final o piesă galbenă normală. Și apoi globulețul nostru sau decorațiunea noastră pentru pomul de Crăciun va arăta așa, da? Și vedeți că este iarăși o decorațiune mică și drăguță, perfectă pentru agățat în brad sau pur și simplu utilizată ca mini decorațiune. Și aici se încheie încă un tutorial din seria noastră de Crăciun. Sper că v-a plăcut și acest model și că va ieși și vouă dacă l-ați încercat. De altfel, este un model foarte, foarte simplu și abia aștept să aud părerea voastră în comentarii. Nu uitați să dați like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!